Urmează să urcăm acolo sus, la etajul 103. Ești prost, nici nu se vede vârful de nori. Oi, biletul. Bă, unde mi-e biletul, mă? Băi, ia ce view avem aici. Și am ajuns pe cel mai înalt tur din China. Bă, stremură un pic genunchii, n-o să vă mint. Deci turnul va face un pic așa 450 de milioane de dolari. 2000 și ceva de euro. O brățărică. Vrei să pleci, dar numai nu mai e. Înainte să mergem sus, tocmai ce am fost anunțați că trebuie să băgăm aici frumos pașaportul, numele, datele și toate astea. Așa că, pentru securitate, cred, bineînțeles că facem treaba asta și revenim. Gata? Acum suntem în regulă, putem intra. Thank you very much! Bye bye! Și fix deasupra mea se află cel mai înalt turn al Chinei. Construit în 2009, acesta este cel mai înalt turn al Chinei, cu o înălțime de 604 metri și al doilea din Asia, cel din Tokyo, Sky Tower sau ceva de genul, cu o înălțime de 620 și ceva. Bă, abia aștept să intrăm înăuntru, să urcăm de fapt în turn și să vedem cum se vede întreaga China sau cât putem să vedem pe o rază de 30 ceva de kilometri sau cât vede ochiul uman, toată China de acolo de sus, de la o înălțime de 400 și ceva de metri. Atenție, pentru că în momentul de față când filmăm plouă, e furtună, efectiv o dat cu fulgere afară și nu avem voie să urcăm până sus la 600 ceva de metri, dar 430 ceva din câte știu eu, e suficient cât să vedem toată China. Suntem mega hype, hai să urcăm și să vedem cum e în lift. Bă, în momentul de față, noi suntem pe un culoar oarecare să ajungem la liftul și tocmai ce am fost anunțați că pe aici, gen, ia uitați-vă în spatele meu pe aici, sunt cozi mari ca să putem să, ca să poată lumea să se urce în tower. În schimb, astăzi, pentru că e ora 8 acum când filmez și pentru că plouă și furtună afară, nu-i gen nimeni, adică coada asta e nimeni. Urcăm chiar acum în tower lift, ia uitați. Oi, biletul. Bă, unde mi-e biletul, mă? A, uite. Thank you, șeșe. Băi, ia ce view avem aici. Dar metri acolo? 69 de metri, 74. Ia. Bă, ce bine că am venit și noaptea. Ce rapid. Calculăm un pic secundele. Avem undeva la 10 metri pe secundă. 10 metri pe secundă, 10 metri la 2 secunde. Suntem la 300 de metri în momentul de față și mergem până la 400 și ceva. Urechile? Da. Hai că avem, aici e un pic mai multă lume și un pic mai mare energie, pentru că suntem la etajul, nu știu ce etaj suntem, nu știu exact etajul, 108. Dar știu că, da, la etajul 108, ce știam e că suntem la 433 de metri de la sol. O să pun și o poză cu un overlay, cum se vede turnul de afară și noi suntem undeva pe aici, undeva la 80% din turn. Încă o dată vă spun, n-avem cum să mergem până în vârf din cauza furtunii. Vreau să vă spun că am crezut că turnul va face un pic așa. Am fost și pe Burj Khalifa în Dubai și s-a simțit așa foarte, foarte puțin cum turnul parcă îți dă impresia că se mișcă. Nu se simte asta, deși mă așteptam să se simtă așa, jur că pix în fața mea acum au tunat, pix în fața mea, o să întorc un pic camera, aici este un nor imens și vă promit că afară e furtună, o să filmez când cobor, să vedeți și voi chestia asta, dar e absolut genial și hai să vă iau cu mine la o tură pe aici, îmi cer scuze la lumină, sper că sunetul e bun pentru că e foarte mare zoomzetul aici în tower, e un zoomzet așa frumos, plăcut. Mă așteptam să fie mult mai multă lume, dar e chiar decent. Aici avem și un magazin cu suveniruri, chiar la etajul, iar am uitat la ce etaj suntem, 100 și ceva, da, 100 și ceva. Știu că suntem la 433 de metri, niște poze, am văzut că se poți face și jos și hai să luăm niște impresii lui Alex, care îl filmează, îl deranjăm un pic. Alex, ce zici tu de acest turn? Cel mai impresionant lucru ce l-am văzut până acum, cel mai înalt. N-am văzut Burj Khalifa, n-am fost nicăieri și... One Trade Center din New York. N-am fost,
One Trade Center din Senia am văzut. Nu, cel mai înalt am fost pe turnul Eiffel, dar asta cred că e dublu, dacă nu greșesc. Turnul Eiffel are 300 și ceva de metri, sper să nu greșesc, și ăsta are undeva la 604 metri are, acest tur. La 400 și ceva. Da, corect, noi am urcat la 400 și ceva, turnul Eiffel are 300 și ceva, până acolo ai fost în vârf, așa e? Da, până sus. E senzațional view. Păcat de nori și de ploaie. Spune-le, te rog, și tu oamenilor, ce furtună am prins exact înainte să urcăm și nu e așa că de asta nu-i coadă. Dar să-mi filmări și pui în vlog ce furtună am prins. Da, ai prins un fulger sau ceva? Nu, fulger nu, dar au fost rupere de nori. Păi nu știu dacă se vede destul de clar de acolo, prin sticla asta, da? Cum se vede de aici, de sus. Bă, eu am văzut niște filmări pe net așa cu înălțimi în care te uiți în jos, pe cuvântul meu de onoare, dacă nu, bă, stremură un pic genunchii, n-o să vă mint. Deci, când te uiți așa un pic în jos, simți așa un pic un goluț în burtă și în genunchi, când te uiți așa jos, Paul, dacă dai un pic braine și alea, fii atent numai. Bă, dar nu știu, trebuie să-l chemăm un pic pe Tom Cruise să șteargă un pic sticla asta pe aici, pe undeva, pe din afară, că dai frumos. Ia, ai văzut asta? Da? N-am mers cu barcă din asta și am tot zis că mergem și în Hong Kong. Așa am fost în Paris. Da, o să punem și asta pe bucket list, dar poate la anul. Încă o informație foarte interesantă despre turnul ăsta este că odată a fost construit, construcția a început în 2005 și s-a terminat pe 30 septembrie 2010, dacă nu greșesc, aproximativ 5 ani a durat construcția acestui turn de 604 metri, care, atenție, a costat 450 de milioane de dolari. Acest turn se află în orașul Guangzhou, care arată cam așa și are o populație de 15 milioane. Hai să ne facem și o poză așa, să rămână ca amintire de aici de sus. Ia, vedeți numai că am mai coborât încă două etaje. Am fost lăsați cumva să coborâm două etaje. Mai sus nu puteam urca. Suntem acum la 101. Am fost la 103, cred. Cred că la 103 am fost. Și hai să vedem cum se vede de aici ceva. Na, cum se vede, tot la fel. Practic suntem cu două mai jos. Nu e nicio diferență. Dar fii atent, turnul ăla că a ieșit din nori în sfârșit. Fii atent. Noi suntem la, încă o dată, 70-80% din capacitatea acestui turn pe care ne aflăm. N-am cum să filmez în jos, să vă arăt, dar cam așa se vede China în toiul nopții, ora 9. Acum când filmez, there you go. Nice. Sigur ai plătit, mă? Merge? Se vede și? Look. Da, dar nu prea bine. Se vede mai în chat, așa, nu înțeleg de ce. Can you see something? Yes. Green lights. I can try. Și bineînțeles că, ca orice turist, ajungem frumos la finalul turului, după ce am văzut tot turnul și am ajuns frumos la niște suveniruri. Dacă vreți și voi un suvenir din ăsta, apăsați butonul de like și de subscribe. Vă aduc un turn frumos de aici, din China. Ia, vezi că e fain. Niște prețuri? 15 euro. Aha. Sticlă, frumos. Marius Andrei Gabriel, dacă vezi această secvență, ai zis să-ți aduc un suvenir. Ce zici? Îți aduc unul din ăsta. RGB, frumos. L-am pus acolo cu trofeele, cu alea. Ia uite. Bă, dar mai țigănesc. Vreau să-ți ieși tu argintiv. Mai țigănesc, mă. Pune mâna pe el. Crezi că ăsta nu-i făcut în China? Deci ăsta-i făcut, să vezi numai, uite-te cum arată. Vezi, atinge-l. Have it. Look how heavy it is. It has RGB? Light? Nu, dar îi punem noi, frumos. Îi punem noi. Quantity? MOQ? Tocmai ce am aflat o chestie, dați-mi voi să vă arăt aici niște brățări care am aflat că foarte mulți oameni din China, oameni înstăriți, le aduc noroc. Dacă filmez Alex un pic brățările astea, nu știu prea multe informații să vă spun despre ele, adică mă refer din ce materiale sunt făcute, știu doar că unii oameni din China le poartă pentru noroc. Și dacă dai zoom, Alex, de exemplu, pe asta de aici, o să vezi că această brățărică de aici costă 15.000 de ieri. Exact, aia de acolo. 26. Asta e ok, e un pic mai mare, are cutia, are alea, dar aia de acolo micuță, aia. Știi cât e 15.000 de ieni? Înseamnă 2.000 și ceva de euro. O brățărică care îți aduce noroc. E, dacă ai bani să iei, clar ești norocos. Ești norocos, deja. Corect. Dacă ai bani să iei, tu ești norocos deja. Ai și bani, îți iei asta și îți o porți și zici, da, mă, mi-a duce noroc. Dar e pentru psihologie, pentru mentalitate, învingători. Bruce, thank you very much for just seeing this tower. It's absolutely amazing. We are just under the tower right now. We just come exit the tower. Okay. It's absolutely amazing. Astonishing view. China is very beautiful at thank night. Thank you. And thank you for bringing us here to see everything. You're welcome. You're welcome again.
Maybe next year, because today is a rainy day. Yeah, it's a rainy day. We'll come to sunny day. Sunny day. More beautiful. More beautiful than this, but still beautiful, even if it's raining and everything, it's still beautiful. I already know how to say in Chinese, good night means noapte bună, it's wan an. Yeah, wan an. Wan an. Maybe something else you want to learn me right now in front of camera. You already told me how you say subscribe or follow. How is that in Chinese? 点赞, 关注我, 关注我们. 关注我们. Yeah. 关注我们. Follow us. Follow us. That's subscribe. Yeah. 关注我们. Thank you very much for watching us. 谢谢你们. 谢谢. Bye bye. How is bye bye? 再见. 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 Bye bye. 再见. 再见.